Dragii mei din Zodia Taur, bine ați venit la etalarea săptămânii 22-28 august. Dragii mei, am două pachete de tarot, am și oracolul și tarotul indian, dar și Good Tarot, care îmi place foarte mult, și voi extrage de asemenea din partea oracolului îngerilor romantici, iată, trei cărți. Această carte s-a întors cu fața în sus, celelalte, vedeți, sunt întoarse. Deci unul din primele mesaje deja s-a afișat pentru voi. Sunteți iubibili și meritați dragoste, așadar, dragii mei, faceți în așa fel încât să vă puneți pe primul plan, să fiți voi bine și în felul ăsta veți putea să iubiți și pe ceilalți, poate chiar așa cum își doresc ei. Să nu vă lăsați antrenați într-o relație în care nu sunteți respectați, în care nu vi se recunosc meritele. Sper din tot sufletul, da, să vin și cu alte vești bune. Apoi, merită să așteptați persoana potrivită decât să, nu știu, decât să stați într-o relație nepotrivită doar de teama că sunteți singuri. Îmi place de voi, îmi place că știți că meritați dragoste, că știți că meritați să așteptați persoana potrivită și poate că sunt mari șanse să vină chiar cineva care vă merită. Și nu în ultimul rând, dragi Tauri, iată, să fiți foarte atenți la o anumită relație și să simțiți dacă este sau nu dragoste împărtășită. Dacă sunt prea multe diferențe, dacă sunt prea multe schimbări de făcut, poate să lăsați la o parte această ambiție de a fi în acea relație, pentru că această carte, dragoste neîmpărtășită, ar spune că n-ar exista suficientă atracție sau chimie pentru a face o relație să meargă. Eu înclin să cred că este o diferență de opinie aici și că ați putea să vă concentrați mai mult pe ceea ce aveți în comun, pe părerile comune, pe acele lucruri care vă plac, pe calitățile unuia și a celuilalt, recunoscând faptul că nimeni nu este perfect și că avem fiecare dintre noi defecte. Hai să continuăm, da? Continuăm cu aceste cărți. De luni până joi, voi, da, pentru fiecare zi a săptămânii, voi extrage acele cărți care se evidențiază și așa îmi place, da, să las pachetul de tarot să vorbească. În primul rând am luat acest tarot indian. Hai să vedem, dragi Tauri, în privința voastră, a prima carte, și după aceea, bineînțeles, le voi interpreta. Întâi le extrag și iată că au început foarte frumos să se manifeste. Avem și luni, zilele marți și miercuri. Iată, avem și ziua de joi. Deci luăm intervalul 22-28 august. Iată, dragii mei, vineri vine un mare noroc, am aici un joker, o să vă spun detalii imediat. Aș vrea să extrag și cărțile pentru sâmbătă și duminică. Într-un fel sau altul să se manifeste pentru voi. Care sunt mesajele din partea acestui tarot indian? Uite, avem sâmbăta, da, și încă o dată, încă un mesaj, dragi cărți, pentru duminică. Ce va fi important? Sunt mai multe mesaje, bineînțeles că le voi păstra. Și hai să vedem și din Good Tarot, tarotul bun. Încet, încet vin și cărțile, da? Hai să vedem, dragii mei. Iată și cartea a doua pentru marți. Iată și cartea a treia. A vrut și aceasta să se întoarcă, a patra. Și știu de ce s-a întors imediat, o să vă spun, da? Iată, și pentru vineri, sâmbătă și duminică avem două cărți. Sau luăm o carte, restul sunt mesaje individuale. Da, așa voi proceda. Așa voi proceda, dragii mei. Acestea sunt mesajele individuale. Hai să vedem, dragi Tauri, pentru luni 22 august am acest șapte de foc. Șaptele de foc sau de bâte îmi spune că veți trece cu bine peste multe încercări. Parcă vă văd și baricadați, parcă atunci când plecați de acasă, luați și încărcătorul, luați o sticlă cu apă, o cafea, pachetelul. De asemenea, când mergeți la o negociere, aveți toți așii în mânecă.
Totodată longevitatea. Voi aveți o colaborare de lungă durată. Aveți un interes de a păstra o iubire de lungă durată. Vă văd concentrați pe termen lung. Voi, cu acest 7 de bâte, treceți cu bine peste orice, vă dați seama cât sunteți de deosebiți, iar cu această carte, cu numărul 3, poate la ora 3, nu știu, să faceți ceva pentru longevitatea voastră. Începeți să luați suplimente alimentare, anumite vitamine, sau vă odihniți puțin, vă relaxați, poate faceți pași în natură pentru jumătate de oră, deci faceți niște exerciții de relaxare, nu-mi dau seama, în orice caz sunteți foarte hotărâți. Pentru marți, 23 august, văd macrocosmosul, dorința voastră de a colabora, de a avea relații frumoase, de a interacționa cu ceilalți, dar și cartea împărătesei. Împărăteasa este, de fapt, și cartea taurului. Vă văd foarte abundente, deosebite, elegante, mărinimoase. Aveți o dragoste din aceasta reciprocă, o dragoste necondiționată. Împărăteasa vorbește de fertilitate, prosperitate. Voi sunteți foarte deschiși și ceilalți vă admiră. Sunteți, cum să vă spun, în mintea lor, sunteți ca o niște împărătese și chiar vă tratează așa. Dar mai ales în jurul orei 1, să zic, ora 1, și de asemenea la ora 3 sau între orele 1 și 3. Pentru miercuri, miercuri va fi în 25 august și avem ziua de bani. Miercuri veți primi bani, veți câștiga acești bani, poate un job mai bine plătit, ora 13 la ora 1, veți afla dacă veți câștiga acești bani. Și cinciul de monede vine foarte bine, pentru că cinciul de monede era ca cartea lipsei financiare. Voi reușiți să vă rezolvați niște probleme financiare, primiți acești bani, vi aduce cineva, mergeți voi după ei. Ora 4 să fie importantă, sau intervalul între 1 și 3. Vă văd prosperi, deci prin ceea ce faceți astăzi vă veți spori veniturile. Pentru cartea de joi, joi va fi în 25, da? 25 august, veți avea de făcut o alegere, fie în intervalul orar 1-7, fie la ora 5, veți alege ceva legat de profesie, de relație, de sănătate, plan sufletesc, e o tentație. Voi alegeți dacă veți continua sau nu relații trio, dacă veți da sau nu curs unei tentații. E o tentație aici, numărul 15 ca oră, da? Sau în intervalul orar 1 și 5. Este foarte interesant, dar să faceți o alegere bazată pe moralitate în această zi de joi, pentru că veți fi ispitiți, dragii mei, în a face sau nu corect lucrurile, în a face sau nu moral, în a fi sau nu morali. Hai să vedem, pentru vineri, da, vineri, săptămâna lucrătoare, va fi cu un mare, mare noroc. Aici am 26 august și vedem un elefanțel cu trompa în sus, un joker, da, un joker indian, arată ca acest elefanțel. Voi veți avea noroc. Noroc de bani, noroc de job, noroc de dragoste. Veți simți că sunteți norocoși. Poate cineva din Taur, Fecioară, Capricorn să vină, dragii mei, sau voi să fiți cei pasionali, cei iubăreți, cei călători. Foarte frumos. Aveți șansa. Plecați într-un weekend, începeți o vacanță, o relație frumoasă, multă pasiune, multă iubire și noroc. Văd. Pe 27 sâmbătă avem așa, multă creativitate, veți avea soluții pentru tot ce vă propuneți să faceți. Poate în jurul orei 5 va conta foarte mult această creativitate, soluții, și văd o mare preoteasă. Voi sâmbătă puteți afla, dragi tauri, un secret de la cineva din zodia rac. Sau aveți o intuiție, o voce interioară care vă spune în jurul orei 2 să faceți un anumit lucru, să păstrați un secret sau să descoaseți pe cineva, să fiți mai mult să ascultați, pentru că altcineva vă poate spune un secret. Da? Iar dacă, dacă voi știți o informație, e bine să o păstrați pentru voi în această zi. Nu știu, ține de creativitate, de inovație. Vă veți folosi înțelepciunea, dar aici văd o persoană extrem, extrem, extrem de cunoscătoare.
Da, poate apelați la cineva pentru o etalare în tarot, dar pe voi vă văd, dragi tauri, foarte, foarte intuitivi. Și iată ce frumoasă zi! Cartea are numărul 8, poate chiar de la 8 dimineața. Veți face în relație sau în căsnicia voastră o atmosferă frumoasă în ziua aceasta de duminică, 28 august. O călătorie, un timp petrecut împreună, multă pasiune și asul de spade. Veți găsi o soluție să fiți împreună, poate cu cineva din gemeni în balanță vărsător. Asul de spade îmi spune că veți afla un adevăr care vă poate elibera. Poate la ora 8 vă întâlniți, găsiți o soluție să convingeți persoana dragă de sentimentele voastre. Foarte frumos. Poate, da, să aveți grijă. Aici să aveți grijă să preîntâmpinați niște certuri, pentru că din dorința de a avea dreptate puteți răni persoana dragă și se poate ajunge chiar la ceartă, da? Însă vă văd destul de inventiv ca să vă și împăcați, nu numai să vă certați. Dragi tauri, eu chiar vă doresc o săptămână excelentă. Voi continua cu aceste mesaje independente pe care le-am primit, da? În primul rând, văd aici răbdarea. E foarte important să fiți răbdători. 14, la ora 14 sau între orele 1 și 4, la un moment dat, această diplomație și răbdare vă poate aduce lucruri foarte, foarte bune. Apoi, avem așa, avem cartea raționalității, 19, ora 19, să fiți destul de ancorați în realitate și să fugiți de o iluzie, dragii mei, într-o seară acestei zile sau într-o după-amiază, la ora 4. Da? Creativitatea să o folosiți profesional, dar să nu intrați într-o iluzie, ci să observați persoana dragă exact, concret, ce spune și mai ales ce face. 29 poate fi o vârstă și muzica. Cred că veți merge la un concert pe 29 sau veți crea, veți compune ceva. Muzica vă însoțește, vă vindecă sufletul. Poate cântați la un instrument și pe 29 va fi luni, veți face o întâlnire cu prietenii muzicieni. 21, la ora 21, într-un săptămână aceasta formată din 22-28 august, aveți aici o provocare. Sau la ora 9, fiți atenți, fiți prudenți dacă este să mergeți, pentru că s-a întunecat, se întunecă mai repede. Da, 21 poate să fie și o vârstă. Sau, da, e o provocare. Voi veți hotărâ dacă îi veți da sau nu curs acestei provocări, dacă mergeți, o acceptați sau nu. Poate că veți spune că e bine să renunțați și să nu riscați într-o anumită privință. Să ieșiți oricum dintr-o iluzie, să vă păstrați luciditatea cât mai clară și folosiți această frumoasă muzică preferată pentru a vă vindeca, pentru a vă calma sau pentru a vă energiza, dacă veți da curs acestei provocări. Eu vă îmbrățișez cu mare drag. Dragi tauri, dacă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți. Vă doresc o săptămână plină cu reușite și sănătate și toate cele bune. Vă îmbrățișez. Numai bine. Pa, pa!